Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Scene dramatice la campionatul european de fotbal. Atacantul naționalei Ungariei, Barbanas Varga, a suferit o accidentare groaznică în meciul cu Scoția. El s-a ales cu o comoție cerebrală și fractură de pomete, însă acum este în afara oricărui pericol. Ungaria a învins cu 1-0 și speră la calificarea în optimile de finală. Incidentul s-a petrecut în minutul 70 al meciului, când Varga s-a ciocnit violent cu portarul scoțian. După impact, atacantul maghiar a rămas întins pe teren, incapabil să se miște. Barnabas Varga a fost transportat pe targă în afara terenului, acoperit pentru a-i proteja intimitatea și pentru a calma spiritele în rândul fanilor și colegilor săi. El a suferit o fractură facială și a fost operat. Nagyon szörnyű pillanat volt meg a Barnit így látni, de szerencsére sokkal jobban van, valószínű majd egy kisebb műtét fog rá válni, de stabil az állapota, úgyhogy azért szorítunk, hogy mi hamarabb megint velünk legyen. What I heard by the players is that Barney in that moment looked like not cautious, so everybody was really worried about his conditions. And also worried about the fact that the doctors arrive a bit on late, we can say, but of course, probably they didn't realize that it was a dangerous situation. But fortunately now, we can say that Barney is not under any kind of risks. Selecționata Ungariei mai speră la calificarea în optimile de finală după ce a învins dramatic Scoția cu 1-0. Golul victoriei a fost marcat de Xobot în minutul 10 al prelungirilor. Ungaria, care are 3 puncte, va trebui să aștepte celelalte rezultate pentru a afla dacă se află printre cele 4 formații norocoase de pe locul al 3-lea care se califică în optim. În celălalt meci al grupei, Germania a încheiat la egalitate scorul 1-1 meciul cu Elveția și merge în optim de pe primul loc. Elvețienii s-au clasat pe poziția a doua și, de asemenea, vor evolua în faza următoare.